Salutare. Porumbeii de la lotul de zbor, masculii, o parte mai sunt încă pe afară. Îi las de câte ori pot în fiecare săptămână afară. Azi a zburat o oră și vreo 5 minute. Fără intervenții, fără... Dacă ar zbura așa în sezon, totdeauna ar fi extraordinar. Să-și facă programul lor fără să-i stresezi. Continuăm cu mâncarea bună, în denăpârlire. Denăpârlire acum, și un sortiment care îi se spune denăpârlire de la Van Robay sau Stop 6, dar restul, niște tovo, puțin pe 40. Și mâncare, chiar și dietă primesc o parte. Masculii încep acum să se manifeste mai ca și masculii, să zicem. Încep să fie destul de teritoriali. Un pic dezavantajul aici e că o parte au fost, adică o parte, toți au fost aici în crescătoria asta, dar nu toți au și-au prins boxe. Tu ce faci aici, mă? Hai. Unul dintre avantajele cu geamurile care se pot deschide așa, că intră soarele acum mai bine în crescătorie. Da, fetițele, ce-i cu voi? A? Nu vă lasă masculin să ieși și voi un pic afară. Ele au primit deja mâncare. Momentan încă dau de două ori pe zi, dar ideal ar fi să ajung la o dată pe zi. În perioada asta, mai ales de iarnă. Dar dacă continuăm să ne antrenăm, merge și de două ori pe zi. Bă, băieți, de ce sunteți răi? Thank you.